ați simțit această, să spunem, disoluție a umorului sau a lipsei de talent? Și pentru că ați lucrat cu Divertis-ul din 87 până acum câțiva ani recent, până la aproape de 2010. Până în 2007 am fost absolut neîntrerupt. Pe urmă, în 2007 am întrerupt puțin, m-am ocupat mai mult de teatru, de muzică și de film și am revenit în 2008, după ce am filmat și serialul Cuvine Poliția, am revenit la Nemuriciu în 2009. Și după aceea am rămas cu Distractis în 2010-2011. Și s-a schimbat ceva în modul de a face umor și în cadrul grupului dumneavoastră? Nu, la mine niciodată. Nu-i chestia, eu iubesc schimbarea, dar iubesc acea schimbare... Cum să vă spun, să rămâi pe un anume fir. Mie nu mi-a plăcut, de exemplu, că multe televiziuni nu au vrut să lucreze, că spuneau cei de la Pro, nu sunteți în ritmul Pro. Adică trebuia să faci ceva repede, nu contează ce glume spui, să fie lumini multe, să fie craci, să fie asta. Mie niciodată nu mi-a plăcut, nici să mă strâmb. Pentru mine contrapunctul este foarte important în ceea ce joc, și în teatru și în film. Și atunci comedia, când știi că este drama celuilalt, trebuie să o joci. Personajul ăla trăiește o dramă când noi râdem, de fapt. Și este un contrapunct. Și mi-așa îmi place să fac comedia. Nu... De aceea nu mă mai grăbesc să mă duc la televizor, să-mi ceară cineva să fac acolo ceva, o scălâmbăiare, să fie repede și să fie cu mult ritm. Apropo de acest ritm, faptul că Divertis-ul trebuia să producă un show de o oră, dacă nu mă înșel, da, în fiecare săptămână, da, devenea obositor și poate scădea și din calitatea glumelor? Absolut, absolut. Și cronofag, în primul rând. Îți spun că tot timpul nu mai puteai să faci spectacolele alea, să mai ai întâlnirea cu publicul. De-aia m-am și retras. Zic, domnule, eu vreau. Norocul meu a fost că eu am ținut legătura cu publicul mereu, că eu în weekendul fugeam la concerte și cântam în cluburi. Dar... asta, spectacolele acelea au lipsit, că în momentul în când te apuci de televiziune, salut, atunci se-a mâncat tot timpul, stai la televiziune. Și normal că nefăcând șuruburi și nici Mercedes-uri, unde ai făcut odată un desen și pe ăla îl faci până când vin aia și schimbă desenul. Ei, la noi unde făceam și multă improvizație și unde scriam, acolo chestia de inspirație. Și nu întotdeauna ți iese foarte bine, plus că la televizor am observat că la un moment dat umorul nostru atât de dens și informația atât de densă încât lumea când râdea în fața televizorului s-a întâmplat să văd emisiuni cu prieteni și râdeau și scăpau următoarele trei glume și atunci am zis, domnule, împotriva ar trebui făcut mai diluat, dar în general este și o ipocrizie cunoscută și știută și conștientă și una inconștientă. Oamenii care se uitau la televizor spuneau, vai, unde spectacolele de altă dată, vrem să vedem stilul ăla cu interviurile, cu improvizația. Și când am făcut spectacole, n-au mai venit, nu s-a mai umplut sala. Acum m-am gândit, pe atunci unde sunteți aia care v-ați tot plâns, că nu-i bine la televizor? Când te întâlnești că ei vor să fii la televizor, când ești la televizor vor să fii pe scenă. Este stilul, eu România o numesc țara lui invers, așa am numit-o mereu. Lucrurile foarte ieftine și foarte scumpe se vând foarte repede. Deci în orașul Wolfsburg, unde se fac niște celebre automobile, numai directorul fabricii are un Q7. Atât. Dacă vă uitați la noi pe orice stradă, găsiți cel puțin două. Da. Credeți că mai veți mai reveni în televiziune curând? Să vă mai vedem undeva? Pe micile ecrane? Eu sincer, dacă sunt niște proiecte cu adevărat frumoase și care să mă reprezinte artistic, mă duc. Dacă e un film, cum a fost Vine Poliția sau cum a fost Nemuriciu, da, mă duc. Dar dacă e să mă duc doar să fac ceva de dragul de a fi văzut la televizor, prefer să vin în interviu și să spun ce am de spus și să ajut cu experiența mea ca oamenii să crească spiritual. În rest, pe mine nu o să mă vedeți nici la Wow Biz, nici la aceste emisiuni de cancan, niciodată. Dar pe partea de muzică, mai înțeleg că v-ați reîntors acum după partea cu televiziunea mai activ decât înainte. Mai activ, pentru că eu niciodată n-am renunțat, că asta a fost doar o iluzie. Oamenii spuneau, domnule, n-ați mai cântat. Eu am cântat tot timpul, numai că nefiind în prim planul showbiz-ului, nefiind în box office, așa, din cauza asta, nefiind difuzat, multă lume nu știe, dar cei care au venit la concert au știut mereu. Am scos albume mereu, am 12 albume de muzică, acum lucrez la 13-lea, deci
de ce, n-am stat. De ce nu reușiți să intrați pe radio? Pentru că atunci când mergeam la radio, de prin 97 încolo, prin 2000 când mergeam, spuneau că sunt frumoase melodiile, dar nu sunt în politica postului. Asta era răspunsul. Atâta mi-au tot spus că nu sunt în politica postului până când nu m-am mai dus la radio. Din 2004 mi-am scos albumele și din magazine. Și acum mă găsește lumea pe canalul meu de YouTube și la anumite radiouri, câteodată la radioul de stat sau astea, câteodată când sunt invitat să mai dau melodii, dar nu în playlist-ul ăla mare, nu prea mă difuzează. Pentru că este, de exemplu, cum să difuzez o piesă care are refrenul "Sunt un pop divin și nul și gol și plin, sunt o adiere fină de lumină", nu? Poți să zici de alea, să vină lângă mine, să ne fie bine, ai plecat și m-ai lăsat. Astea sunt ale tale sărbători criminale. Asta e. Nu aveți mesajul potrivit. Da, probabil. Deși acum cred că mult, că le-am văzut, de exemplu, am o piesă acum ce liber am fi, care încă n-a apărut pe album și am deja pe canăluțul meu de YouTube peste 11.000 de vizualizări, care la mine înseamnă cât 1.100.000 la alții. Eu așa le calculez. Da. Apropo de această întoarcere a dumneavoastră spre spiritualitate, ați și scris mai multe cărți pe această temă. Ce v-a făcut să vă reorientați, să spunem, către acest subiect? Păi, de fapt, eu dintotdeauna am fost foarte intuitiv și în multe din cântecele mele am regăsit, în momentul în care mi-a venit inspirația și le-am scris, am regăsit niște mesaje mai altfel decât același. Și din 2001 am stat mult mai conștient să fac lucrul ăsta și m-am ocupat foarte atent și din 2002 fiecare cântec al meu are un asemenea mesaj, deși toate cântecele mele, niciodată n-a existat un cântec al meu să nu spună ceva. Eu spun mereu că fiecare cântec al meu zice o poveste și toate la un loc spun aceeași poveste, viața mea. Calitatea cântecelor mele este simplitatea, sinceritatea, foarte mare, adevărul. Pe mine, dacă vrea să mă cunoască cineva, mi-ascultă cântecele și știe cine sunt, pentru că nu ascund nimic. Putem să spunem la nivel de, nu știu, de gusturi, da, de psihologie, de la nivel spiritual, simțiți o schimbare în ultimii 25 de ani la publicul românesc la față de ce se întâmpla înainte? Adică credeți că acum lumea este mult mai superficială decât înainte de 89, când poate cântecele dumneavoastră cu acest mesaj pe care îl aveți acum ar fi prins mai bine? Nu neapărat. Eu consider dimpotrivă că în ultimii ani calitatea de frecvență la nivel global a crescut și chiar dacă noi vedem în față lucrurile acestea mai murdare și mulți oameni care fac lucrurile astea superficial, de fapt sunt tot mai mulți oameni care se trezesc și calitatea spirituală este tot mai mare și de-aia eu văd un viitor bun României, pentru că există la nivelul ăsta oameni care se trezesc tot mai mult și în țara noastră și au aceste preocupări. Chiar zilele trecute am avut o conferință în care le-am vorbit despre simplitate, creativitate și armonie și am primit niște feedback-uri extraordinare. Chiar a fost ceva emoționant că au făcut un demers la sfârșitul conferinței și mi-au acum există o stea în constelația Virgo care poartă numele meu și acum trebuie să mă duc la observatorul astronomic să o văd și să-mi fac acte un domn de la observator. Să aveți o stea cu numele dumneavoastră. Da, numele Ian Ghiripascu, da, există o stea acum. Eu chiar având în 2003 un cântec care se numea "Prinde o stea", care avea refrenul "Prinde o stea și adu aici în inima ta, zămislește iarip să zboare, să se topească în soare". Și acum chiar mi-a scris cineva, zice, acum ai prins steaua aia, vezi, zice, ai reușit să o prinzi. În 2003 e cântecul ăla și uite, după atâția ani, acum am în 2015 ați căpătat o stea. Da. Spuneați că nu vă mai uitați, m-am întrebat pentru că spuneați că nu vă mai uitați la televizor, cu excepția canalelor de sport și de uit filme. La sport, filme, la muzică nu prea am la ce să mă uit, dar la sport și la filme mă uit. Actualitatea, televiziunea de știri care sunt acum, nu vă mai interesează? Nu, nu, dar numai de 15-20 de ani, nu citesc ziarele de 15-20 de ani. Mă mai uit câteodată ca să văd starea vremii, să văd când se mai întâmplă lucruri destul de rele, că știu că acum, schimbându-se tare clima, mă mai uit cu atenție să văd unde mai este cu tremur.
și lucruri de astea care se întâmplă, dar în rest, faza de politică și de asta nu. Mă mai uit așa câte un pic, dar nu rezist. Nu rezist prea mult, mai mult de 5-10 minute, nu rezist. Dar nu este greu să stați așa, să spunem așa, ascuns de aceste informații, tocmai când avem și internetul, acele alerte pe telefoanele mobile? Păi telefonul meu mobil e de la care n-are nicio alertă de asta, că n-am smartphone, sunt încă mai inteligent decât telefonul meu. Și mă tot bat la cap colegii cu care când Vladi Knežević să-mi cumpăr și eu smartphone, să intru în rândul lumii. Dar eu doar acasă deschid Facebook-ul și chestiile de și YouTube-ul. În turnee, când merg sau așa, nu folosesc telefon normal, doar pentru vorbit și SMS-uit. Și ce pot să vă zic? Nu e greu, pentru că de multe ori eu în taxi aflu știrile. Când l-au omorât pe Osama Bin Laden, taximetristul mi-a zis, l-am împușcat, domne. Zic, dar pe cine? Cum, domne, pe cine? Cum nu știi? Zic, nu știu. Și aia, faci catering, cum, nu te uiți la... Zic, nu mă uit pe cuvânt. Și așa mi-a zis, păi l-am împușcat. Așa că aflu, când mai e ceva, mai spun. Important aflați, da, oricum. Da. Spuneați de teatru și de cinematografie. Nu vă gândiți sau aveți în proiect să mai și dublați anumite desene animate de la Disney, care vedem că în fiecare an apar cel puțin 3-4 marile ecrane, da, pentru a vă îndrepta și spre acest public? Am fost și am făcut, de exemplu, am făcut în Cartea Junglei King Louie. Am făcut vocea lui King Louie. Am cântat la un generic, la 101 Dalmațeni la serial, melodia de pe generic. Dar, de exemplu, acum am dat probă pentru un desen animat scurt de Disney și n-am luat. Adică nu m-au sunat că aș fi luat. Poate că încă nu au stabilit cei de la Disney. De multe ori dau probă și nu iau. Da, îmi place foarte mult să fac și asta. Numai că la noi, când se dau asta pentru dublat, nu mai poți să ai personalitatea ta foarte mare, trebuie să stai acolo, să nu vibrezi nu știu cum, că am încercat acum, ce nu, cântați drept, nota aia, cântați-o așa. Este ca un fel de karaoke, afară când actorii aceia celebri fac rolul pentru Disney, se face totul pe vocea lor, ei merg și cântă și se desenează personajul așa. Iar noi când venim trebuie să facem karaoke la ei, de aia este plăcut și nu este plăcut. Să faci dublajul. Mie nu-mi place, pentru că așa copiii nu o să învețe niciodată engleză, franceză, când aud. Personajul trebuie să fie în limba în care a vorbit, chiar dacă nu înțelegi, pentru că e o altă energie. Este îngrozitor când îl auzeam la televiziunea maghiară pe Anthony Quinn, era un calvar. Era un calvar. Sau pe Florin Piersic, era odată la Oradea și am dat și era trandafirul galben pe televiziunea maghiară. Și am zis, îmi văd eu ca șargă roja. Da, și eu știam cum vorbește Piersic. V-am întrebat tocmai pentru că dumneavoastră aveți acest talent de a mima vocile, de a imita foarte mult și de asta... Da, asta a fost și o povară pentru mine. La început îmi plăcea, dar după aia deja lumea mă căuta numai pentru așa ceva, să imit, să fac. Și domnul Avramescu în 82, atunci 83, atunci mi-a deschis ochii când a zis, bă, dar tu ca tine nu știi să cânți? Și atunci zic, bă, da, am și compozițiile mele, dar nu... Și atunci am început să cânt compozițiile mele la sărbări, că înainte tot așa, mai imită-l pe ăla, pe ăla, da. Cântați un fel de cover-uri, să spunem. Da, dar nu prea, pentru că eu în viața mea, cred că cu totul, dacă am cântat 10 cover-uri și acum, în concertele mele la club unde se mai cântă cover-uri, eu cu totul am 2-3 cover-uri. În rest, eu cânt numai compozițiile mele. Așa, am cântat, doamna, am fac singur textele. Acum că aveți mai mult timp, că nu mai sunteți zi de zi în televiziune, de ce nu prea aveți timp? Pe lângă aceste concerte... Dacă vă spun ce am săptămâna asta, nu... Dar ce hobby-uri aveți mai pescuit? Aveți timp de pescuit? Din păcate, nu prea mai avut timp. A fost, cum să vă spun, hobby-ul copilăriei și al tinereții mele. Și cred că mi-ajunge, chiar dacă acum nu mai pescuiesc, câteodată mi-e dor, dar atât de mult am pescuit atunci și cu atâta dibăcie în apele de munte, încât o să mi-ajungă pentru toată viața, chiar dacă nu mai am timp. Pescuitul așez mă plictisește, nu e... Deși sunt oameni care sunt pasionați și știu să scoată, nu știu ce, de 15 kg, că stau 2-8 ore să se uite. Mie mi-a plăcut întotdeauna pescuitul acela activ în care cauți păstrăvul sau lipanul, cauți prin apele de munte.
și mergi prin natură și ești singur cu râul și stai și ești una cu natura. Acolo îmi place, da. Ați ajuns să pescuiți în Finlanda? Pentru că știu că vă doreați la un moment dat. Nu, n-am reușit să ajung. A reușit doar fiica mea să ajungă până în Finlanda la un workshop de pian. Eu încă tot n-am reușit. Și am o șapcă cu Finlanda de atunci. Mi-a adus ea o șapcă. Asta e singura chestie finlandeză pe care o am. Și știu să spun bună ziua și la revedere în finlandeză. Hyvä päivä. Se spune bună ziua și näkemiin, la revedere. Și tervetuloa, noapte bună. E foarte multă noapte acolo. E util. Este, dar e albă. E albă, da. Eu cum am nopți albești, cred că sunt finlandez cumva. Că... Fata dumneavoastră vă urmează talentul artistic? A spus că avea luat oră pian. Da, este o pianistă foarte bună. Acum termină clasa 12-a și spune că vrea să renunțe la pian. Vrea să facă altceva. A. Tot în domeniul artistic, ceva pe desen, pe design, pe... A făcut liceu de muzică? Da. A, deci da. A mers până acum pe urmele dumneavoastră. De ce? Că eu am făcut liceu industrial. De artist mă refer. La artist mă refer. Da, 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 mai glumesc. Da, bun, de alte hobby-uri pe terenul de fotbal, mai mergeți pe stadion, la handbal? La stadion nu mai pot să vă duc, că este îngrozitor la cum se comportă băieții noi. Dacă ar fi suporteri, cred că m-aș duce în Anglia, în Germania, m-aș duce la stadion. Cred că m-aș duce un pic. Aici aș vrea să mă duc, dacă trebuie să prind un moment de la în care să fie ceva mai liniștit, fără miză, să pot la merge, că altfel... Că e gol. Da, la Steaua, acum cred că aș putea să merg, m-aș auzi acolo, cum i-aș da indicații, eu și Gâlcă ne-am auzit, cred că, de acolo și telefonul lui Becali, care a revenit. Da, a revenit. Da. Cred că atâta s-ar mai auzi. Pentru noi suporterii, pentru mine, e de neînțeles. Eu când mă uit, divizia B în Germania, ca să stadioanele apline în care cântă aia și când iau bătaie cu 30, eu nu o să înțeleg niciodată. Pe oameni, nu știu cum se numesc suporteri, cum se numesc ei că susținătorii echipei. Eu n-am văzut niciodată să susțină pe cineva, să duc să dezbracă, stau cu spatele. Iar odată am văzut un meci, juca Partizan Belgrad, mi se pare, cu Oțelul Galați, la Constanța, undeva într-un meci de cupă europeană și galeria oțelarilor era pe o tribuna întâi și aia Partizanul la, în caz ca să nu se bată între ei. Și la un moment dat s-au putut așa de tare ea de la Partizan, care s-a obișnuit să se bată tot timpul, încât s-au bătut între ei cei de la Partizan Belgrad numai să se bată. Înțelegeți? Cam asta e cu suporterii noștri din Balcani. Dar la handbal, pentru că la handbal, cel puțin la fete, mai da, mișcăm și a fost pasionat de handbal, vă duceți? Am fost la finala Champions League aici, chiar cu pica mea, am fost, am luat și minge cu semnătura jucătorilor atunci. Am fost aici când a fost la sala polivalentă, am comentat campionatul european feminin găzduit de România împreună cu Radu Naum. Aia a fost pentru mine cea mai frumoasă chestie legată de sport din viața mea, că mi-am dorit dintotdeauna să comentez handball live, nu așa să mă cheme cineva în studio să mai spun două, trei vorbe, trei prostii pentru rating, nu? Chiar am comentat. Și acum s-ar putea să merg pe 13 iunie la Cluj, să fiu un fel de announcer acolo pentru fete, în meciul de calificare cu Serbia. Cu Serbia. Spuneți-mi dacă mai aveți acel regret, pentru că într-un interviu pe care l-am citit spuneați că nu credeți că veți apuca să jucați la Hollywood. Da, nici acum nu cred. Da, ce să fac? N-am multe regrete. Poate să mai apuc, nu știu. Încă mai am puțin. Mă gândesc că domnul Morgan Freeman a debutat foarte târziu un film, nu știu, pe la vreo 47 de ani, 50. Bine, am depășit deja și 53, dar să vedem. Sunteți aproape. Se știe, never know. Nu se știe. Bun, în finalul interviului, unde vă mai vede lumea, cei care vor să vadă ce mai face Gyuri Pascu? Păi, acum tocmai am terminat o mini-stagiune de 7 spectacole cu un spectacol de teatru spiritual care se numește Eternul Spectator. Am început repetițiile pentru următorul spectacol al teatrului spiritual care se cheamă 4x4 și care va fi probabil la toamnă. Sunt într-un proiect cu domnul Nicolae Urs, Dulcea Mar de România, Caragiale și Topăceanu altfel, dar care tot așa probabil se va relua în toamnă, că acum cum dă căldura toată lumea fuge la terase.
Dar mai am pe 10 și 11, pe 10 la Godot și pe 11 iunie la UNATC, de fapt la Palatul Copiilor în sala Cotescu, jucăm fundătura după Maxim Gorki cu studenții la UNATC. Pe 12 am un concert la Giurgiu, pe 5 iunie festivalul Valisterian de la Râmnicu Sărat, cam astea. Aveți activități destul de comprimate la începutul, la începutul verii, lumea vă poate vedea. În televiziune spuneați că deocamdată nu aveți niciun proiect la care să pentru vă gândiți, că, să achesați. Pentru că televiziunile nu au niciun proiect. Televiziunile au proiect în care să facă ceva, să aducă pe cineva într-un loc și să nu cheltuiască bani, să pună o masă, să facă ceva acolo. Pentru că nu se mai fac producții, nu mai au bani și chiar și o producție, să spunem, de 5.000 de euro, li se pare mult. La un moment dat ajunsesem să facem toată emisiunea Distractis la TVR, tot, cu toată producția, cu tot, cu texte scrise, tot în 5.000 de euro, ceea ce era extrem de ieftin și lor li se părea extrem de scump. Deci, viața de publicitate probabil că este foarte săracă în aceste momente din care trăiesc. Da, nu știu, în orice caz, acum talent show-uri și reality show-uri de-astea în care cheamă pe oameni care vor să apară la televizor și să se scălâmbe pe acolo, să meargă în junglă. Cred că sunteți împotriva și acestor talent show-uri. Pentru că nu-mi plac concursurile, pentru că în general de multe ori e karaoke. De multe ori descoperi o voce bună, de exemplu cum ar fi la Vocea României sau la asta, da. La România au talent, de exemplu când m-am uitat la puțin pe la primele ediții, nu mi s-a părut că a câștigat chiar cel care avea talentul cel mai talent. Am văzut că era talent însemna să fii orfan la prima ediție, de exemplu. Ăla fiind orfan, asta a fost talentul de a fi orfan la vârf și a cântat un hip-hop de care eu pot să fac, ce să vă spun, 3 într-o oră vă pot scrie hip-hop-uri de alea. Bine, se merge, sau până acum s-a mers foarte mult pe partea aceasta, cazurile sociale, într-adevăr. Păi atunci fă emisiuni sociale. La toate talent show-urile. Dar pe emisiuni sociale, la noi și emisiunile sociale sunt făcute în așa fel încât unul să câștige și patru să plângă. Vin trei oameni care au probleme sociale mari, la Dansez pentru tine, vin, dansează, iau 100 de mii de euro pe acolo și pe după dansul ăla, după ce au luat mulți bani, ia ăla premiul întâi, nu știu cât, ia ăla și ceilalți trei plâng. Tot facem concursuri din suferința oamenilor, mi se pare un lucru grozitor. Deci e fază de mercantilism. Orice se vinde și suferința, dacă o poți vinde bine, să iei mulți bani. Ați accepta un rol de jurat în astfel de show, să zicem Vocea României? Nu. Nu? Nu. În general mă fereze jurii. M-am mai dus și acum am fost la Galați într-un juriu. Îmi place că într-un concurs cineva suferă și cineva se bucură și vorba de subiectivism. Până la urmă și eu sunt subiectiv dacă mă uit. Într-adevăr, eu pot să simt talentul la cineva, dar sunt tot subiectiv. Nu pot... Și eu aș face în general să adun oameni, să fac o selecție și după aceea când îi văd pe cei talentați să le ofer. Unul iau să-i se plătească înregistrările unui disc, altuia nu știu ce, altuia cu tare, ca îi vezi care sunt mai talentați. Dar concursul ăsta unora le taie aripile și pe unii, de exemplu, poate să nu fie atât de talentați, dar să te păcălească și ăla să creadă că e super tare și să meargă și să ajungă vedetă, cum s-a întâmplat de multe ori la noi. Dar... Nu știu, e bine că sunt oameni care se duc și câștigă și bani cu asta și stau în juriu. Nu știu, never say never, poate odată mă duc, nu știu, poate o să fiu odată. Să vă vedem. Să am nevoie de bani, nu știu, să mă duc, nu știu. Domnule Ghiripascu, nu cred că ei merg pe gratis la asta. Normal, să plătiți foarte bine. Domnule Ghiripascu, vă mulțumesc mult pentru prezența în această seară în emisiunea noastră și vă urez mult succes în continuare cu toate proiectele pe care le aveți. Yeah, check it out! Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și noastră pentru atenție. Mulțumim și gazdei noastre în această seară, pubul Jos Pălăria. Noi ne revedem data viitoare, sâmbătă, de la ora 20, cu un alt invitat. Până atunci, toate cele bune, la revedere! La revedere!